Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policrom. O misiune prin care vă propunem călătorii menite să ne ajute la o mai bună cunoaștere a diversității etnice și culturale, a spațiului în care locuim și unde ne simțim acasă, fie că îi spunem Transilvania, Erdei, Siebenbürgen sau alte denumiri. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următoarele 2 ore până la ora 19, cu o scurtă pauză în care vă invităm să vă informați cu știrile TVR Cluj. V-am pregătit pentru astăzi o invitație la un spectacol muzical, după care vom discuta mai concret ce înseamnă diversitate etnică și multiculturalism la Cluj, dar și în Transilvania. Și vom afla și despre reuniunea liderilor organizațiilor ucrainene de tineret din diasporă, dar și despre ce înseamnă noi circumstanțe și noi oportunități pentru tinerii ucraineni atât din România cât și din alte țări. După jurnalul TVR Cluj vom reveni din nou în studio cu alte noi subiecte. Vom afla despre semnificația postului Paștelui la etnicii ucraineni, dar de asemenea și despre o zi foarte importantă pentru comunitatea evreiască de pretutindeni. Vom spune bun venit primei noastre invitate, doamna Mihaela Griga, membru Patrir. Bine v-am găsit! Spuneam că o să abordăm un subiect care pare destul de vast și despre care poate am auzit de foarte multe ori vorbindu-se, diversitate etnică, multiculturalism. Este vorba despre un subiect pe care l-auzim în diverse contexte, însă Patrir a făcut mulți pași mai concret în a promova a toate aceste concepte, ca să spun așa. Ce înseamnă, de fapt, ca să ne rezumăm la spațiul nostru, ce înseamnă multiculturalism și diversitate etnică la noi, la Cluj, sau în Transilvania, în general? În primul rând, am să vă spun că vin cu conceptul acesta din punctul de vedere al Patrirului, care este Institutul Român pentru Pace. Iar pentru noi, multiculturalism înseamnă o cale de dialog. Dincolo de o realitate pe care o întâlnim în fiecare zi pe străzile Clujului și nu numai, aceea de a găsi locuitori, vorbitori sau aparținând unor culturi diferite de cea românească, pentru că sunt foarte mulți, în primul rând maghiari, romi, ucrainieni, cum ziceați mai devreme, evrei, sunt foarte mulți și din ce în ce mai mulți locuitori vin aparținând altor culturi. Dincolo, zic, de această realitate, pentru cei care promovează valorile acestea ale păcii, înseamnă o cale de dialog, o cale de a-l cunoaște pe celălalt. Și am început să facem lucrul acesta mai timid, poate, dar este al treilea an, 2013, în care se desfășoară un seminar al multiculturalismului. Festivalul a fost în 2011, deci preocupările sunt din ce în ce mai intense în această direcție, mai ales că, așa cum spuneam, multiculturalismul reprezintă, cum spunea și dumneavoastră, un element definitoriu pentru istoria orașului Cluj-Napoca și pentru istoria Transilvaniei în general. Participând, sau mă rog, fiind și eu prezentă la unul dintre seminarele de care ați pomenit, am reținut un citat, ca să spun așa, pe care o să încerc să-l parafrazez la unei colegele, chiar directoarea Patrirului, care la rândul ei își amintea o legătură legat de cum ar defini ea multiculturalismul sau cum e cea mai apropiată definiție, ca să spun așa, pentru o explicație așa mai simplă. Zice, cum putem să trăim unii cu ceilalți dacă nu ne înțelegem, cum putem să ne înțelegem dacă nu ne cunoaștem și cum putem să ne cunoaștem dacă nu trăim unii cu ceilalți. Și iată cum ajungem la această nevoie importantă de a încerca să venim unii spre ceilalți pentru a ne cunoaște. Spuneam că la Cluj, deja chiar și voi ca și organizație, Patrir, Institutul Român pentru Pace, ați făcut niște pași în această direcție. Cum ați regăsit deschiderea, ca să spun așa, în ceea ce privește dorința de a cunoaște diversitatea de lângă noi și multiculturalismul în rândul publicului țintă căruia v-ați adresat prin proiectele pe care le-ați derulat până acum în acest sens?
Proiectele se adresează în principal tinerilor. Asta nu înseamnă că excludem vreo categorie de vârstă. Dar pentru că doar o săptămână a trecut de la ultima ediție a seminarului, pot să spun că transformarea care se întâmplă cu tinerii timp de 3 zile este foarte mare. Pentru că la început sunt reticenți și zic ok, hai că am venit, mai ales că a fost săptămână altfel și au zis e o altă activitate. Iar la sfârșit, după în cea de-a 3-a zi, au zis vai, dar ăsta este o experiență care mi-a schimbat complet viața, pentru că am avut aici ocazia să vorbesc cu ceilalți și foarte des am întâlnit în discursul copiilor, tinerilor cu care ne-am întâlnit, cuvântul dialog. Pentru că este cel care creează o cale între noi și ceilalți. De multe ori ruptura apare pentru că vedem, facem diferența asta între noi și celălalt. Noi suntem celălalt. Cum ați, bine, v-ați adresat acum în primul rând, să spun, sau ați început în primul rând cu tinerii, care nu cred că mai e nevoie să menționăm de ce tinerii, a celebra sintagmă tinerii sunt viitorul. Însă, ce anume ați remarcat voi din activitățile concretele derulate că ar face autoritățile sau societatea civilă în general, cetățenii pentru asumarea acestei realități? Despre autorități mai puțin pot să vorbesc. Adică este festivalul acela culinar în cadrul Zilelor Clujului. Sigur că fiecare ziua națională a maghiarilor. Cred că este un oraș în care se încap toate etniile, toate naționalitățile. Sigur că despre multiculturalism, dacă vorbim, este mai mult decât un portul popular cu care ne ducem și ne arătăm. Aici în lume. Vreau să ajung, că în general foarte multă lume, sau să spunem așa, că nu vreau să generalizez totuși, există această tendință, să-i spunem, în care lumea se rezumă, când se vorbește despre alte culturi, despre identitate etnică, se rezumă la aceste festivaluri în care cântăm, dansăm, ne simțim cu toții bine. Și mă întreb, este aceasta ar fi oare esența? Nu e esența. Cred că e partea aceea de spectacol care poate să atragă. Dincolo de fața asta plăcută, sunt lucruri foarte profunde și foarte adevărate pentru oamenii despre care vorbim. Am avut la seminar invitați tineri din Ucraina, tineri care vin cu Serviciul European de Voluntariat și care ne-au povestit despre obiceiurile lor de Paște, lucruri pe care nu prea avem cum să le aflăm. E o interacțiune și o dinamică foarte frumoasă și foarte interesantă, pentru că vin românii, tinerii români și întreabă, dar cum, dar de ce, dar... Și e foarte important să știi, de exemplu, că la chinezi, dacă arată așa, înseamnă cifra 6. E un lucru poate mărunt, dar în momentul în care nu știi și te duci la casa de bilete și omul ți arată așa și tu nu știi ce să-i... Sunt lucruri pe care e simplu să le aflăm unul de la celălalt ca să putem să trăim mai frumos și mai bine și mai ales așa cum ziceai că a spus și Andra, să trăim împreună. O să joc în continuare avocatul diavolului, ca să spun așa, și din anumite discuții pe care le-am purtat chiar personal cu diversi oameni, învârtindu-mă în acest mediu, ca să spun așa, al diverselor etnii, diversității culturale, există și această, cum să spun, această idee din când în când vehiculată că, a, lasă, că sunt unii care fac doar proiecte de acest gen promovare, diversitate etnică și multiculturalism, doar ca să îl bifeze și atâta. De ce este necesar să se facă astfel de proiecte, să se organizeze așa formal o discuție, o dezbatere pe această temă în care să fie invitate diverse persoane care sunt în măsură să explice aceste noțiuni și să îi apropie pe participanți de, cu adevărat, de ceea ce înseamnă această realitate? Proiectele pleacă întotdeauna de la o nevoie. Înseamnă că dacă se scriu și dacă se realizează multe proiecte pe tema asta a diversității și culturalismului, undeva s-a identificat o nevoie. Nevoia este
a tinerilor care au colegi, au prieteni, pe care încearcă să-i bage în propriile tipare și în propriile stereotipuri. Cu toții avem un sac mare de stereotipuri. Știm că nemții nu întârzie niciodată, știm că italienii vorbesc mult și repede și așa mai departe. Putem să continuăm. Și în momentul în care ne întâlnim, constatăm că asta este doar o parte, partea aceea micuță, cunoscută, care se vede. Și, de fapt, în momentul în care întâlnim romi, vedem că nu sunt toți hoți și nu fură și nu dau un cap, ci sunt printre ei oameni absolut minunați, așa cum sunt și printre români, așa cum sunt la toate popoarele. În general, peste tot. Pădure fără uscăciun, celebra vorbă. Nu există, da. Este reală. Voi sunteți un institut, numele vostru, Patrir, Institutul Român pentru Pace, mai pe scurt, știu că denumirea este mult mai lungă, dar prescurtat îl utilizați, Institutul Român pentru Pace. Care ar fi legătura între pace, diversitate etnică și multiculturalism? De ce v-ați asumat promovarea unei asemenea principii cu organizația? Știu că aveți și, bineînțeles, și alt gen de activități, dar acum, cum ne-am axat discuția noastră pe subiectul acesta, deci de unde, până unde această legătură? Pace nu înseamnă, în primul rând, absența războiului. Pace înseamnă o stare în care oamenii se cunosc, dialoguează și nu ajung la acte de violență. Acum avem un program și în școli și tot asta încercăm să discutăm cu copiii, să facem diferența între conflict și violență. Conflictul e o chestie bună, e un lucru din care putem să învățăm, un lucru care ne ajută să mergem mai departe. Cam așa se întâmplă și cu multiculturalismul și cu diversitatea. Sigur că conflictele astea există și că felul în care văd eu lucrurile s-ar putea să fie foarte diferit de felul în care vezi tu lucrurile, dar în momentul în care începem să vorbim și să vedem care este poziția ta, care este poziția mea și dacă ne și declarăm intenția de a trăi frumos și bine împreună, sigur vom găsi o cale prin care să o facem. Deci pentru noi pacea și multiculturalismul înseamnă dialog. Este o valoare pe care o promovăm, dincolo de partea aceea vizibilă, artistică, atrăgătoare, cu costume și feluri de mâncare. Acum ai menționat de stereotipuri pe care, până la urmă, asta este și realitatea. Poate noi, cei generațiile mai înaintate, poate e mai greu să scăpăm de ele, însă vreau să insist asupra tinerilor cu care voi ați derulat și acest ultim proiect despre care ai menționat celebrarea diversității și multiculturalismului. Cum sunt tinerii? Cum se manifestă în cadrul unor astfel de proiecte? Au stereotipii deja formate, multe, puține? Sunt deschiși la nou, sunt deschiși la aș face, să spun așa, o autocritică și a încerca să îmbunătățească lucrurile în această privință? Stereotipuri avem cu toții. Și tinerii au la fel de multe ca și adulții, pentru că la urma urmei tinerii nu sunt numai viitorul, cum ziceai, sunt și prezentul. Corect. Și... foarte corect. Și sigur că ei sunt practic oglinda adulților care îi formează și care îi cresc. Dar ce au în plus este deschiderea și este curiozitatea. Nu sunt atât de blocați și de anchilozați cum încep să devină adulții de la o vreme și reușesc să-și înfrângă, să treacă peste aceste stereotipuri cu care vin. Vin deschiși. Și asta rezolvă jumătate din lucruri, pentru că în momentul în care omul vrea și deschide ușa, sigur că este mult mai ușor să intri decât dacă am încercat să o doborâm cu topoarele. Nu doresc să generalizez, sigur că sunt de toate felurile și tinerii, dar majoritatea vin și sunt încântați. Timp de 3 zile noi nu prea am pierdut dintre participanții la seminar, iar ăsta este pentru noi unul dintre indicatorii de succes. Câtă vreme stau acolo copiii, înseamnă că e bine. Erau printre participanții de la acest, din acest seminarul recent pe care tocmai l-ați derulat ca și organizație, l-ați organizat. Au fost tineri care au participat și la alte seminarii de acest gen, adică au vrut să revină? Da.
Da. Pentru că, din câte am înțeles, trebuiau fiecare să aplice, să se înscrie, dacă, bineînțeles, doreau sau să participe. Au revenit, așadar? Da. O parte dintre ei au revenit. Cei care au fost și la ediția din anul trecut au venit și anul acesta. Anul acesta cred că am avut o medie de vârstă ceva mai mică. Și asta e un lucru din nou bun, pentru că înseamnă că copiii se preocupă, se interesează să discute, să ridice probleme pe care ei le întâlnesc. A fost un moment tare drăguț în grupul pe care l-am moderat. Am avut atelierul de discriminare și în ultima zi participanții au fost așa de triști că se despart unii de ceilalți. E un lucru drăguț, înseamnă că oamenii chiar, copiii chiar doresc să se apropie unul de celălalt, să se cunoască și să, în felul ăsta învață foarte multe lucruri despre ei înșiși. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi pentru informații interesante. Ca timpul nostru zboară foarte repede. O să invităm și pe telespectatori, vă așteptăm și cu alte ocazii, invităm Mulțumesc. Pe telespectatori să urmărească un material mai amplu chiar despre acest seminar pe care l-am și menționat, Celebrarea Diversității și Multiculturalismului, implementat, e organizat de către Institutul Român pentru Pace Patrir, după care vom reveni cu următorii noștri invitați și următoarele subiecte. Între 2 și 4 aprilie 2013 a avut loc la Cluj-Napoca seminarul Celebrarea Diversității și Multiculturalismului, proiect finanțat prin programul Tineret în Acțiune al Comisiei Europene și implementat de către Patrir, Institutul Român pentru Pace. Cele 3 zile de activități au fost dedicate tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, iar temele de discuție au fost orientate către dialog intercultural, drepturile cetățeanului european, prevenirea și combaterea discriminării și promovarea valorilor culturale într-o Uniune Europeană diversă și unită. Am organizat acest eveniment și pentru a sublinia legătura dintre pace, ceea ce lucrăm noi, și multiculturalism. Cred că această legătură se poate simboliza destul de bine printr-un citat pe care l-am învățat într-un loc foarte special, în liceu, acolo unde am studiat de la 16 la 18 ani împreună cu alte 86 de naționalități. Citatul spune așa: cum putem să trăim unii cu alții dacă nu ne înțelegem? Și cum putem să ne înțelegem dacă nu ne cunoaștem? Dar oare cum am putea să ne cunoaștem dacă nu trăim unii cu alții? Ideea aceasta de a trăi, de a ne înțelege, de a ne cunoaște, cred că reprezintă și ceea ce încercăm să facem prin împletirea acestor două concepte, pace și multiculturalism. Trebuie să lucrăm împreună, să vedem frumusețea diversității în care trăim și astfel să țesem o pace. O pace foarte reală, nu neapărat la modul idealist la care visăm, dar o pace care înseamnă că în fiecare zi întâlnim oameni diferiți, îi respectăm, ajungem să le iubim diferențierea față de noi și astfel vom putea trăi împreună mult mai bine. Cam asta este legătura pe care o încercăm să o marcăm prin astfel de evenimente ca și institut. Patrir organizează și altfel de evenimente, programe de formare pentru tineri și pentru adulți. Lucrăm în zone diferite din lume, dar ne-am gândit că aici, acasă, la noi, unde este și sediul, trebuie să încercăm să fim schimbarea pe care vrem să o vedem în lume și am fost foarte bucuroși să avem mulți oameni care au intrat în acest atelier de țesătorie, dacă tot am folosit metafora covorului și a împletirii împreună cu noi. Seminarul e structurat în câte două sesiuni plenare pe zi, una dimineața și una după masa. Între ele sunt două workshop-uri. În cadrul workshop-urilor i-am împărțit pe patru grupe care lucrează simultan.
I-am împărțit pe grupe pentru că sunt în total 90 de participanți, este un număr destul de mare și ca să poată fiecare să aibă oportunitatea să se implice, să participe cât mai activ în cadrul workshop-ului. În fiecare workshop sunt 20-25 de participanți. Workshop-urile sunt pe patru tematici, cum am spus mai devreme, este drepturile cetățeanului în Europa, prima tematică pentru primul workshop, al doilea, dialog intercultural, al treilea, promovarea valorilor culturale și al patrulea, prevenirea discriminării prin incluziune și prin participare activă la viața socială. Seminarul a constituit un prilej pentru cei peste 90 de participanți selectați să interacționeze cu invitații speciali ai organizatorilor. Last December, we organized this training for people from Europe, young peacemakers. And we wanted to train new trainers in our methodology, which is about peace building. And there I met Anca from Patrir. She was one of our one of the trainers that came from Romania, and actually afterwards we stayed in contact because we had a nice partnership going on, because we as organizations we very much do the same thing. Our workshop is about intercultural dialogue. I think one of the main things I wanna bring is that diversity. We're called Diversity Joy. But diversity is also often a lot of pain and a lot of tension, brings a lot of tension and conflict. And actually, I think it's a challenge we face not only in the Netherlands or Romania, but in the whole world, how to deal with this diversity. How can we deal with differences? And I think what we're doing here is working with these young people, because I think young people are, in a way, the answer also, they're making a new future. They have to come up with new ways of dealing with these differences. Few things I would like to highlight regarding multiculturalism. First of all is that maybe sometimes we have the tendency of related the other cultures to cultures that are far away from our culture, and to say that how to integrate or how to respect this culture, which is also, of course, very important, but at the same time, we maybe tend to forget that a culture is already your neighbor or your community or the school where you are, the other person around you, like in the more close to you. So this is something we try somehow to highlight during the workshop, that to value the culture that are already around you and to respect them. Lucrez în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și de aproximativ 8 ani am avut posibilitatea de a interacționa atât în țară cât și în străinătate cu diferite grupuri etnice. În România lucrez în special cu minoritatea de romi, în comunitățile de rom mai precis, și astfel, din experiența câștigată, am fost invitată la acest seminar în principal de a prezenta o imagine pozitivă a romilor. Eu fiind de etnie romă, a fost un exemplu viu de fapt că există și exemple pozitive și oamenii trebuie să cunoască și astfel prin această interacționare și cunoaștere, într-un fel oferă posibilitatea ca aceste stereotipii într-un fel să dispară dintre noi și să creăm acea legătură, acel dialog cultural. Tema discursului de astăzi a fost: e un nou sezon în care trebuie să ne schimbăm ochelarii. Am avut ochelari ai indiferenței, prin care am văzut doar stereotipiile, etichetele oamenilor. Atunci când ești pus față în față, stereotipii acum afectează și de fapt te afectează pe tine, că te oprește în a interacționa cu cel din jurul tău, atunci tinerii deja au altă perspectivă și zic că e binevenit. Am fost foarte bucuroasă să văd că au fost și că sunt tineri, în special de liceu, undeva la 16-17 ani, cel puțin majoritatea din workshop-ul meu. Și atunci acest lucru e foarte important, pentru că e vârsta la care ei își formează atitudinile și concepțiile despre lume și implicit modul în care relaționează cu ceilalți.
iar într-o comunitate diversă și multiculturală, cum este Clujul, e un lucru foarte important. În calitate de vorbitor, am avut o prezentare legată de educația globală și dimensiunea interculturală a educației, iar pe parcursul celor 3 zile moderez împreună cu colega mea, Ela, un workshop pe drepturile cetățenilor în Uniunea Europeană. Vorbim în principiu despre drepturile, atât drepturile fundamentale, drepturile omului, dar și drepturile noastre ca cetățeni într-un cadru organizat. Pe parcursul acestor 3 zile ale acelei de-a 3-a ediție a seminarului Celebrarea Diversității și Multiculturalismului, am încercat să punem în scenă, pe lângă activitățile tradiționale în care facilitatorii și vorbitorii să ofere cunoștințe, informații și exemple practice participanților legat de multiculturalism, de dialogul intercultural, de ce înseamnă această diversitate a Uniunii Europene. Am încercat să mergem în partea practică și luând exemplul unei activități care a avut foarte mare succes în ediția de anul trecut, am recurs din nou la Biblioteca Vie. Ce înseamnă Biblioteca Vie? Este un concept relativ nou, prin intermediul cărora persoanele invitate se comportă practic ca niște cărți. Participanții au posibilitatea să le răsfoiască, să interacționeze cu ele și astfel să-și îmbogățească cunoștințele. Cine au fost cărțile în cazul nostru? Sunt reprezentanți ai diverselor comunități etnice care trăiesc, sunt prezente aici la Cluj, reprezentanți ai institutelor și centrelor culturale și de asemenea voluntari, tineri voluntari care sunt veniți la Cluj-Napoca cu Serviciul European de Voluntariat. În total avem pentru această ediție un număr de 8 cărți, reprezentând fiecare câte o etnie diferită și astfel reușim să aducem participanții în situația de a practica dialogul intercultural. Da? Unul dintre termenii pe care noi i-am dezbătut pe parcursul acestor zile din punct de vedere teoretic, prin exerciții și simulări, dar mai ales prin intermediul acestei biblioteci vii, dorim ca ei să intre direct în contact, să dialogueze și să vadă dincolo de stereotipiile clasice. Scopul acestui seminar a fost de a aduce tinerii la oaltă în acest spațiu multicultural din Cluj-Napoca pentru a explora tematicile propuse. Astfel, organizatorii proiectului au oferit tinerilor participanți cadrul necesar pentru a descoperi și a propune soluții de încurajare a dialogului intercultural dincolo de granițele trasate de stereotipii. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Moderatorii și-au făcut treaba foarte bine. Eu, din perspectiva mea, am înțeles totul. Cu ceilalți participanți am socializat destul de mult, mai ales că am avut focus group și i-am împărțit fiecare ideile și i-am împărtășit fiecare învățăturile lui, cu ce au venit de acasă, cu ce au învățat aici. Și împreună am reușit să formăm o opinie despre anumite chestiuni. Pentru mine, participarea la acest proiect reprezintă o continuare a studiilor mele, dar într-o manieră diferită. Educația informală și non-formală consider că este foarte binevenită. Programele de acest gen ajută tinerii să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită de cea a majorității. Suntem obișnuiți să criticăm foarte des, să judecăm pe cei din jur, însă aceste proiecte trebuie întrebări noi și ne ajută să abordăm pe cei din jurul nostru diferit. Practic avem un spațiu comun unde putem să ne lăsăm ideile să vorbească, ne putem asculta unii pe alții și putem să pur și simplu să ne aflăm poveștile și să fim deschiși către ceilalți. În primul rând am învățat aici foarte multe chestii despre stereotipi. Nu credeam că suntem atât de invadați de ideile preconcepute ale societății, dar se pare că este în firea omului să pună etichete fiecărui individ pe care îl întâlnește pe stradă, chiar dacă nu-l cunoaște. De asemenea, am învățat cu ocazia acestui seminar că oamenii pot fi mult mai buni numai aplicând niște reguli foarte simple, care sunt numai în teorie valabile, pentru că nu se întâmplă să te gândești întotdeauna la cel de lângă tine. Workshop-urile m-au ajutat foarte mult, mi-au lărgit orizonturile pentru
o lucrare care o pregătesc acum pentru admiterea la facultate, vreau să plec în străinătate și acest eveniment m-a ajutat extraordinar de mult. I'm really amazed by the young people here. They're very engaged, so they're really open for the experience and also very willing to learn and to reflect. We did some games here and some role plays, and people are really fully opening up to that. And they're not afraid to look in the mirror and to discover maybe new but and maybe sometimes uncomfortable things about themselves. Tinerii, în primul rând, sunt destul de curioși. Asta este un lucru bun. Despre temele abordate, pun întrebări, sunt interesați și cel mai important sunt interesați să fie ei cei care iau inițiativa mai departe. Eu sunt de la Sighișoara, am participat la primul eveniment și continui să fiu un colaborator cu Patrir pentru că cred foarte mult în munca cu tinerii. Pentru că cineva zicea, ei nu sunt doar viitorul, sunt prezentul. Ei la rândul lor, mai ales posibilitățile sunt atât de multiple și au posibilitatea să interacționeze cu atâtea culturi. Și e nevoie să cunoască aceste lucruri. Stimați telespectatori, vă ziceam de o invitație la spectacol. Ei bine, mâine, marți, 16 aprilie, de la ora 19, la Opera Română, Opera Națională Română din Cluj-Napoca, va avea loc un spectacol frumos, bine cunoscut, musicalul Scripcarul pe acoperiș, în interpretarea actorilor de la Teatrul Regina Maria din Oradea, cu concursul formației de muzică Klezmer, Hakeshet Klezmer Band, al comunității evreilor din Oradea. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Andrei Zeidler, liderul acestei formații, coordonatorul formației. Bun găsit, bine ați venit la noi în studio prin această legătură telefonică, domnule Zeidler. Bun găsit dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre acest spectacol, despre echipa care l-a pus în scenă, de când se joacă. Deci, acest spectacol a început să se joace în urmă cu 49 de ani pe Broadway și acolo, până în ziua de astăzi, este prezentată cu mare succes. Trupa Teatrului Regina Maria a reușit o performanță deosebită și a pus în scenă sub coordonarea regizorului Corc Maruș Gheorghe din Ungaria. Este o reușită deosebită, având în vedere că pe scenă sunt 60 de oameni care cântă, dansează și prezintă atmosfera acelui sătuc evreiesc Anatevka, un sătuc imaginar din Rusia de odinioară. Ce să vă spun, este un Cum a fost recepționat total. Acest spectacol de către public? În Oradea, din noiembrie 2011, când a fost prezentat, merge cu casa închisă. Oh, asta este grozav. Înseamnă că oamenii sunt interesați de această parte da, culturală. Da, sigur că da, și în ciuda faptului că textul este în limba română, spectatorii sunt interesați, chiar și cei care, în general, sunt vorbitori de alte limbi. Ce rol are formația Hakeshet Klezmer Band în acest spectacol? Având în vedere că vorbim despre un musical care prezintă viața unei comunități evreiești, muzica, în totalitate, este asigurată de Hakeshet Klezmer Band. Ce a însemnat pentru dumneavoastră personal, poate, această colaborare pentru formația dumneavoastră? Pentru noi a însemnat foarte mult, deoarece în programul nostru individual am avut de la bun început o compilație din melodiile musicalului Scripcarul pe acoperiș, iar oferta Teatrului Regina Maria de a colabora cu dânsii ne-a venit ca o mănușă, să spun așa, fiind
formație axată pe acest gen de muzică și eu nu vreau să prezint aprecieri, dar las la... Lăsați-l la latitudinea publicului pe care îl invitați mâine la spectacol. Sigur că da, îi invităm cu foarte mult drag să vină, nu o să le pară rău. Noi care am fost la repetiții și spectacole și tot timpul suntem acolo, în ciuda faptului că spectacolul este în trei acte de câte o oră, pentru noi timpul zboară atât de repede încât nici nu observăm cum trece. Se joacă doar o singură dată, adică veniți doar mâine la Cluj la ora 19 și după aceea vă continuați în turneu? Sau nu, veți reveni? Nu, acesta este doar o deplasare Oradea-Cluj și revenim la Oradea. Am avut un turneu programat săptămâna trecută, dar din cauza unei îmbolnăviri acest turneu nu a avut loc, dar la Cluj dorim să venim și vom veni cu siguranță. Să înțeleg că la Oradea acest spectacol se joacă constant. Sigur că da, acest spectacol se joacă constant. Puteți să ne spuneți detalii și pentru că și publicul orădean ne urmărește și poate dorește să afle informații și cum poate să vină la acest spectacol în Oradea. Sigur că da, atât la caseria de bilete a teatrului, cât și pe biletmaster.ro se pot procura bilete atât pentru spectacolul nostru din Oradea, cât și pentru spectacolul care va fi mâine la dumneavoastră la Cluj. Pe același site se poate selecta și Teatrul Național din Cluj cu scripcarul pe acoperiș și pe biletmaster.ro se pot procura și bilete. Acolo pot obține și alte detalii. Sigur, apare schema sălii cu scaune. Deci toate detaliile de care are nevoie un potențial spectator. Vă mulțumim, domnule Zadră, foarte mult pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Vă dorim mult succes în continuare cu acest spectacol, deși nu știu ce succes ar mai putea fi în contextul în care ați spus că deja s-a jucat timpul cu casa închisă. Vă dorim oricum mult. Noi sperăm să mulțumim atât publicul din Cluj, cât și de peste tot unde vom merge și sper să avem marea bucurie ca anul viitor, la 50 de ani, să mergem cu același succes. Așa să fie. Așadar, mâine seară, 16 aprilie, marți, de la ora 19, la Opera Română, Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Așa și nu vă spun altceva decât la revedere. La revedere și mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Stimați telespectatori, așadar, cum vă spuneam, vă așteptăm, sunteți așteptați la acest spectacol impresionant, Scripcarul pe acoperiș, mâine seară la Opera Națională Română din Cluj-Napoca de la ora 19. Vă spuneam că vom discuta în această parte a doua despre mai multe inițiative, proiecte ale tinerilor etnici ucraineni din România, dar nu numai. Vom începe să povestim despre o reuniune care a avut loc între 14 și 17 martie la Lviv, în Ucraina, și anume reuniunea liderilor organizațiilor ucrainene de tineret, organizată de către Congresul Mondial al Organizațiilor Ucrainene de Tineret. Au fost acolo participanți, reprezentanți ai tinerilor ucraineni din mai multe țări, inclusiv din România. Alături de mine în studio se află acum Alexandru Ivan Greceniuc, student, un tânăr foarte implicat în ceea ce înseamnă activitățile în general ale ucrainenilor și în mod special ale tinerilor etnici ucraineni din România. Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai revenit la noi în studio, Alex! Așadar, tu ai fost în calitate de reprezentant al tinerilor din România, ai participat la această reuniune. Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Cine s-a reunit? Cine au fost tinerii? Din ce țări au venit? Și despre ce ați discutat? În primul rând, această reuniune a fost, de fapt, o întâlnire de lucru ca o continuare a forumului ce a avut loc în vara trecută, în 2012, și s-au discutat anumite probleme ce trebuie clarificate și anumite direcții pe care vor merge proiectele de anul acesta.
Concret, s-au discutat trei mari proiecte pe care vor avea loc în această vară, și anume tabăra organizată de Congresul Mondial al Organizațiilor de Tineret Ucrainene, forumul ce va fi, de altfel, cum s-a făcut deja o tradiție în fiecare vară și anul acesta, și de anul trecut am încercat să introducem, după finalizarea forumului, un așa zis Diaspora Fest, un festival al trupelor, grupurilor culturale ucrainene de pretutindeni, dar vrem în acest an să-l facem la un nivel mult mai mare, la un nivel care implică niște costuri, niște resurse și niște exerciții mult mai dificile în ceea ce privește organizarea acestor evenimente. În ciuda faptului că, să spun așa, la început de primăvară voi ați prins o iarnă adevărată, da, acolo, totuși oamenii au venit, participanții nu s-au lăsat descurajați de acea vreme care n-a fost poate tocmai prielnică, și bănuiesc că și ideile nu au fost speriate, ca să spun așa, de vremea de afară. Spune-ne dacă la finalul acestei reuniuni ați pus în practică sau v-ați gândit la un plan concret pentru a vedea, pe lângă deja acest forum de care ai menționat și acest festival, ce altceva ați putea să faceți pentru a apropia tinerii ucraineni din diasporă? Mai mult decât planuri, am reușit să negociem anumite finanțări, pentru că în timpul acestor întâlniri am avut și discuții cu reprezentanții deputaților din Parlamentul Ucrainei și deputaților din consiliile locale și județene a mai multor județe din Ucraina. Se implică aceștia, din câte știi tu, se implică ei în ceea ce înseamnă crearea unor legături între Ucraina și tinerii sau, în general, ucrainenii din diasporă? În principal se implică mai mult în acest dialog reprezentanții opoziției, grupărilor opoziționiste din Ucraina. Sunt mai deschiși către o colaborare cu diaspora, pentru că, până la urmă, diaspora reprezintă și un lobbyist al Ucrainei în afară, mai mult, în special țările din România sau din Europa, care promovează cumva imaginea Ucrainei în Uniunea Europeană. Cum ți s-au părut tinerii participanți, cei care au venit ca reprezentanți ai țării din care acum, să spun așa, i-a adoptat deja? Pe mulți dintre ei îi cunoșteam deja, pentru că sunt implicați în aceste activități ale diasporei și s-a format o oarecare rețea de lideri. Ne știm între noi și îi cunosc, sunt oameni foarte deschiși, acceptă orice inițiativă care este o constructivă pentru tinerii ucraineni și sunt foarte curioși în ceea ce privește dezvoltarea acestor relații, atât între noi, cât și între diasporă și Ucraina. Congresul Mondial al Organizațiilor Ucrainene de Tineret, cel care a și organizat această reuniune, se regăsește și în organizarea unui alt proiect care s-a încheiat recent la București. Este vorba despre proiectul Noi Circumstanțe, Noi Oportunități, unde, pe lângă Congresul Mondial al Organizațiilor Ucrainene de Tineret, regăsim și Asociația Taras Șevcenco din București. Alături de noi acum se află în legătură telefonică directă coordonatorul proiectului Noi Circumstanțe, Noi Oportunități, Bogdan Klempuș. Bun găsit, Bogdan, la noi în emisiune prin această legătură telefonică. În calitatea ta de coordonator al acestui proiect derulat de curând în București, spune-ne, te rog, ce ați vizat voi în primul rând să realizați prin implementarea acestui proiect? Un proiect pe care trebuie să menționez este finanțat de către Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale în cadrul programului Tineret în Acțiune. Și iată, am zis toată denumirea. Deci, încă o dată, bun găsit, Bogdan! Bună seara, bine v-am găsit!
Grupul țint al proiectului au fost imigranții și minoritățile naționale. Și sigur că noi când ajungem în străinătate, la studii, la muncă sau pur și simplu însoțind membrii familiilor noastre, ni se deschid noi circumstanțe. Aceste circumstanțe pot fi transformate în oportunități dacă noi reușim să fim activi, dacă ne interesăm și căutăm aceste posibilități. Dacă rămânem lumea noastră cu anumite idei preconcepute, clișee sau stereotipii, riscăm să rămânem izolați. Și aici, din păcate, sunt multe exemple. De la această idee s-a plecat și asta am încercat să facem cu acești tineri timp de 8 zile. Am încercat să identificăm oportunități și posibilități să fim mai activi în societatea în care trăim. În 2011 eu am participat la Kiev alături de invitatul de astăzi al dumneavoastră, de Alexandru, la primul forum al tinerilor ucraineni din diaspora, unde am cunoscut foarte multe organizații ale diasporei, dar și organizații ucrainene care activează în Ucraina. Atunci pot să spun că am găsit parteneri și cu sprijinul congresului de care ați spus dumneavoastră, al organizațiilor de tineri din diaspora, am găsit așadar parteneri, am discutat aceste idei și am aplicat la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale acest proiect la sesiunea din 3 octombrie 2012 în cadrul acțiunii 3.1.B Tineri în Lume, Formare și Rețele. Proiectul a fost aprobat, a primit finanțare și astfel s-a trecut la etapa de implementare a proiectului. Au participat 24 de tineri din 6 țări plus România. Am mai avut partener Slovacia care, din păcate, nu s-a prezentat, nu a reușit să vină nimeni. Dar am avut invitați din Serbia, Spania, Estonia, Republica Moldova, Ucraina, Rusia și România. Care au fost principalele idei pe care ați dorit voi să le evidențiați și să le transmiteți tinerilor participanți la acest proiect? A fost un proiect pentru tineri imigranți din diverse țări, așa cum am spus, iar scopul proiectului a fost ca acești tineri imigranți să devină mult mai activi în noile lor comunități, astfel ca ei să nu fie doar niște observatori pasivi a ceea ce se întâmplă în noile lor case, ci să participe și să influențeze într-o anumită măsură politica de tinere din țara lor de adopție, să fie în stare să stabilească contacte, să colaboreze cu tineri de aceeași vârstă din alte țări, și să aibă capacitatea să scrie și să deruleze proiecte internaționale de tineret. De asemenea, atenție deosebită a fost acordată educației interculturale, participării tinerilor la viața socială a țărilor în care trăiesc, cu accent pe unele teme, cum ar fi cetățenia europeană, promovarea valorilor europene, politica în domeniul imigrației și a minorităților naționale, organizațiile internaționale, diaspora, a fost și o prezentare despre istoria diasporei. Deci ați avut destul de multe acțiuni interesante. Care, spune-ne, te rog, pe scurt, care au fost perspectivele de colaborare care s-au născut în urma acestui proiect între tinerii participanți? Da, ultimele 3 zile au fost dedicate concret noilor idei sau noilor proiecte care vor fi scrise și pentru care se va solicita finanțare. Au apărut, ca să spun așa, 3 idei care sigur mai trebuie cizelate și completate, lucrate pentru a se solicita finanțare pentru ele. Este vorba despre un schimb de tineri care se planifică să aibă loc în Ucraina, undeva în Carpații Ucrainei. Asta a fost una dintre ideile lansate. A mai fost o idee legată de promovarea stilului sănătos de viață printre tineri, împotriva alcoolului și a consumului, eu știu, de stupefiante și de tutun. Deci ați fost prolifici, ați avut idei foarte multe pe care eu vă doresc să le și puneți în aplicare cât de curând, atât prin intermediul Asociației Taras Șevcenco, al cărei președinte este domnul Mihai Trasta și care este și dânsul foarte implicat în ce înseamnă comunitatea ucraineană și dezvoltarea de noi proiecte. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru intervenția ta telefonică și sperăm să vă avem alături de noi și în studio fizic,
sau chiar dacă nu măcar și prin legătură telefonică directă, pentru a vorbi de multe alte proiecte frumoase pe care le veți derula și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu, emisiune plăcută în continuare! Mulțumesc! Stimați telespectatori, în continuare vă invit să urmărim și o scurtă declarație, o înregistrare audio pentru care mulțumesc de asemenea lui Bogdan Klempuș, coordonatorul proiectului Noi Circumstanțe, Noi Oportunități, o înregistrare audio așadar cu un alt organizator al acestui proiect. Сама роль с кумо, я кажу, между останні два роки у нас є пріоритетом у нашій роботі така неформальна освіта, і просто ми хочемо просто співпраці з, як то кажуть, ну, переважно молоді в країнах проживання Європи, щоб до них довести, і спільно з ними, тобто в цих різних країнах, ми допомагаємо, як то кажуть, написати і подавати ці молодіжні такі тренінги, щоб, значить, як би сказати, такі неосвітні, неформальні освіти для підготовки молодих лідерів, щоб вони побачили ці можливості подальшому розвитку, щоб використати ці різні програми та фонди, які займаються справами молоді, молодіжної політики. Так що поки що ми вже ось це другий рік, значить, як ми взагалі співпрацюємо і є партнерами, тобто шукаємо партнерів в цих різних країнах проживання по Європі і подаємо проєкти на цю тематику, значить, яку я вже сказав, так що в цьому є виключно допомога з кумо. Наш проєкт, який відбувається в Румунії, він просто цільова група учасників, це є, як то кажуть, мігранти і національні меншини. Тобто людина, коли переїжджає, значить, в нову країну, вже там живе, як то кажуть, перше, друге, третє, четверте, більше поколінь, ну, в Румунії, тут автохтоні, як то кажуть. Тому, коли ви переселяєтесь в країну, звичайно, це нові обставини. Ну, і щоб не виглядало це все, що воно таке, нібито в жаргоні сказати чорне, що я не маю там, як то, або боюся, або не хочу включатися в суспільство, або не маю якісь права. Звичайно, ми таким способом, тобто і цим тренінгом, на зразок цих нових обставин, ми просто хочемо довести, що, значить, нові можливості існують для цих, як би сказати, молоді, тобто мігрантів та національних меншин. Я особисто вважаю, що у Європі взагалі українська молодь тут, в Румунії, вона є, має дуже великий потенціал, і це взагалі треба скористати. Ну, таким чином, тобто, я б хотів, наприклад, щоб взагалі у Румунії, можливо, наступному році зорганізувати такий з'їзд української молоді Румунії, де взагалі зібрались, значить, представники української молоді з Румунії з кожного осередку, з кожного українського, би сказати, села. І таким чином, можливо, і розробити відповідну стратегію розвитку взагалі, значить, української молоді на просторах Румунії. Alex, tu, ca un tânăr, cum spuneam, foarte implicat, care ai participat la foarte multe întâlniri cu tineri ucraineni etnici sau emigranți, ai reprezentat România în multe ocazii de acest gen și ai participat tu însuți la diverse proiecte. Cum i-ai văzut pe acești tineri? Fie ei emigranți, aflați la prima sau a doua generație, fie deja etnici stabiliți de mai multe generații pe anumite teritorii? Tinerii își dau seama că există resurse și există resurse pe care chiar ei le pot folosi cu ușurință. Tinerii, în general, au foarte multe idei și încearcă cumva să se grupeze, să fie mult mai organizați și să prezinte aceste idei, să le structureze în proiecte. De aceea, acest training care a avut loc la București are menirea de a învăța acești tineri doritori de a scrie proiecte, cum să scrie proiecte, pentru că ideile sunt, ele doar trebuie puse într-o formă documentată. Ideile sunt și tinerii sunt deschiși și dornici, să le aplice. Exact. Îți mulțumesc foarte mult, Alex, pentru că ai fost alături de noi. Te așteptăm ca de obicei și cu alte ocazii. Te ieși și la Cluj, așa că oricând te așteptăm cu mare drag și cu siguranță te vom invita. Stimați telespectatori, nu mi-a urmas bun. Vom face doar o scurtă pauză în care vă invităm să urmăriți știrile TVR Cluj, după care revenim în partea a doua emisiunii noastre de la ora 18:15 cu alte subiecte interesante. Pe curând!
молодиця, як паганця біла лиця. Ой, скажіть, добрі люди, що зі мною тепле буде. Ой, скажіть, добрі люди, що зі мною тепле буде. Ганця душка, ганця любка, ганця біла голубка, ганця рибка, ганця птичка, ганця гарна молодиця. Як на мене щире гляне, а я стане щебетати, серце моє, як цвіляне, сам не знаю, що діяти. Серце моє, як цвіляне, сам не знаю, що діяти. Ганця душка, ганця любка, ганця мила голубка, ганця рибка, ганця птичка, ганця гарна молодичка. Ой, ти, Ганця, моя мила, чим ти мене напоїла? Чи любиськом, чи чарами, чи солодкими речами? Чи любиськом, чи чарами, чи солодкими речами? Ганця душка, Ганця любка, Ганця...